Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit de data aceasta la mesajul colectiv de lună plină în Scorpion și nu numai lună plină în Scorpion, ci eclipsă de lună plină în Scorpion. O energie interesantă pe care sunt convinsă că foarte mulți dintre voi o simțiți așa din plin, o energie de transformare. Avem acea planetă care guvernează la urma urmei Scorpionul Pluto, planeta morții și a transformării. Este o perioadă și urmează o perioadă de transformare extrem de puternică care va scoate din străfundurile ființei noastre lucruri pe care, nu știu, ne place sau nu ne place să credem că sunt acolo, ne place, nu ne place să le vedem, ele vor fi scoase la suprafață, e bine să le conștientizăm și să vedem ce facem cu ele, fiecare după bunul său plac și așa cum știe mai bine că le poate rezolva. Fie prin acceptare, fie prin switch, da? Vă uitați la ele și alegeți altceva. Fiecare este pe propria sa hartă și știe cel mai bine care este metoda cea mai potrivită pentru sine, pentru a dizolva acele lucruri și pentru a trăi o viață cât mai faină și cât mai autentică. Lăsăm polologia deoparte și haideți să vedem care sunt mesajele care vor să vină prin intermediul acestei energii de eclipsă de lună plină în Scorpion. Și o să începem cu ce o să începem. Uite, o să începem cu semnătura energetică. Să vedem ce semnătură energetică avem sub influența acestei eclipse de lună plină în Scorpion. Mamă, mamă, ce energie! Burden, și nici nu mă miră, iacătă, este această energie de povară pe care o duce mulți dintre noi încă în sufletele noastre, în amprenta noastră energetică. Sunt acele programe și poftim la rădăcina pachetului Death, cartea morții și a transformării, ceea ce reprezintă Scorpionul. Ni se spune foarte clar și prin cartea morții și a transformării și prin această carte de povară pe care ați văzut-o mai devreme că urmează pentru cei care conștientizează și aleg să facă lucrul acesta o moarte a unei părți din noi, această parte care a atârnat sau atârnă încă pe umerii noștri destul de greu. Sunt acele emoții, sunt acele programe și subprograme pe care le-am creat în această existență, am venit cu ele din alte existențe, le-am moștenit de pe aici, pe acolo, de la strămoșii noștri și așa mai departe. Sunt acele persoane care au ales, într-un fel sau altul, să facă această muncă, să transforme, să alchimizeze aceste programe și să le transforme în ceva benefic. Așa că succes, vând din pupa, vă urez vouă și îmi urez și mie că și eu le am pe ale mele și le simt din toți rărunchii, cel puțin acum. Bun, iată-te, ne spune că ni se dă ocazia să lăsăm această povară jos din spatele nostru și să mergem ceva mai liberi înainte, să construim acea variantă a noastră cât mai autentică. Haideți să mergem mai departe și să vedem din partea sinelui nostru care sunt mesajele care vor să vină pentru noi și avem primul mesaj, magia se numește și zice în felul următor: deschideți conștiința către toate posibilitățile și ca prin farmec viața ta se va transforma. Să ne deschidem către toate posibilitățile, să nu privim doar așa dintr-un singur punct de vedere, să lăsăm ceea ce vrea să vină către noi să vină, ceea ce vrea să plece să plece. Zic că e foarte ușor de zis. Ce ne mai spune? Iată, îngerul păzitor, nu suntem singuri, n-am fost niciodată, este doar iluzia aceasta de separare pe care noi am creat-o. Și ne zice în felul următor: te protejez, simte aripile mele care te învăluie cu dragoste și siguranță. Să conștientizăm lucrul acesta, să mai dăm din povara pe care o ducem pe umerii noștri și în sufletul nostru și acestor ființe de lumină care sunt în jurul nostru și sunt gata să ne ajute atunci când cerem ajutorul lor. Și vine și divinitatea și ne zice în felul următor: strălucirea luminii tale interioare îți dezvăluie comorile și îți luminează adevărata față. Păi nu, tu l-ai, Doamne, în momentul în care
nu știu cum facem, dar trebuie să găsim o cale în care să lăsăm acele poveri, să dărâmăm acele ziduri pe care le-am creat ca și mecanismă de supraviețuire, vom descoperi fără doar și poate în spatele acelor ziduri lumina care este în noi și este adevărata noastră esență. Da, să ne apucăm de treabă, așa cum știe și poate fiecare, să facem lucrurile acestea. Este o ocazie extraordinară. Avem eclipsă, care știm foarte bine, este un moment de transformare profundă și avem fază de lună plină, a care vorbește despre încheiere de capitole. Scorpionul, știți foarte bine, este cu subconștientul. Oh, ok, avem două din partea lui Metatron și am să vi le arăt pe rând. Aceasta este scara către divin și tot a venit divinitatea mai devreme. O să citim mesajul imediat. Da, nu, e Mercur retrograd, e cu treburi. Maestrul interior, cât de clar sunt mesajele care curg prin intermediul acestei energie, e fantastic. Și haideți să vedem scara către divin ce ne spune. Scara este o metaforă care reprezintă elevarea energiilor și a conștiinței. Cu fiecare treaptă îți deschizi mai mult chakrele pentru a primi energia universală. Sufletul tău își recunoaște locul în univers. Este timpul să-ți construiești scara locuinței tale de lumină. Ești gata să îndeplinești munca. Nu știu, suntem gata, nu suntem gata, că ne ia cu lopata, vine sinele nostru după noi și ne arată ce anume avem de făcut, ne vorbește foarte clar, doar că nu poate face munca aceasta în locul nostru. Și haideți să vedem și mesajul de pe maestrul interior, de pe această lamelă, nu de pe el. Vei primi niște semne sub forma unor mesaje repetitive, de exemplu sub forma unor numere, a unor pene sau a unor bani găsiți pe drum. Fii atent, căci este posibil să întâlnești o persoană necunoscută care îți va aduce informațiile necesare evoluției tale spirituale. Inshallah, so mote it be, așa cum zic eu de fiecare dată, că ne este foarte la îndemână, foarte ușor să ne vină răspunsurile acestea din exterior de câteva ori se întâmplă, da? În loc să căutăm ceea ce este de căutat în interior. Mai este și chestia că noi căutăm și găsim acolo niște răspunsuri, doar că ne îndoim de ceea ce găsim și așteptăm și căutăm validarea a ceea ce am găsit în exteriorul nostru. E, uite că pentru unii dintre noi e foarte posibil, dacă ținem ochișorii deschiși așa, să întâlnim, iată, simboluri sau o persoană care să vină să ne dea un mesaj important sau, mă rog, să ne confirme ceea ce noi deja știam din interiorul nostru. Nu foarte bine, să mergem mai departe și să vedem niște mesaje din partea doamnei Lună, că tot despre ea vorbim acum, ce vrea să ne mai spună. Iată noile începuturi, dacă vom alege să lăsăm acea povară din spate jos, luck is on your side, luna nouă în Săgetător, ne spune că norocul este de partea noastră, am văzut și cu Îngerul Păzitor, da, suntem foarte bine ocrotiți și păziți să facem această transformare, să ne dăm voie să simțim ce avem de simțit sau să nu simțim, facem noi într-un fel sau altul și să mergem pe un nou drum, într-o nouă variantă a noastră. Ne spune clar, norocul este de partea noastră. E, și vine luna în scădere și ne întreabă așa, subtil sau direct, what do you need to release? Ce mai avem noi de eliberat? Și fiecare le știe pe ale sale. Ce anume are de eliberat, dacă nu știți, o să intrăm puțin în amănunte și o să vedem ce anume consideră luna plină în Scorpion că mai avem noi de eliberat. Și iată, răspunsurile vor veni către noi, luna plină în Gemeni, vor veni probabil în această etalare răspunsurile și e bine să ne apucăm puțin de treabă. Bring love into the situation, ne zice luna nouă în Vărsător, să aducem iubire în aceste noi începuturi, pentru această nouă versiune a noastră, în acest proces de transformare. Să nu ne apucăm acum să facem acest fiecare, că e shadow work, că este inner child work și așa mai departe, din punctul acela de frustrare, de ok, nu vreau să mai simt lucrul ăsta, uși pleacă de aici și mai departe, nu respingi, nu ai cum să respingi, bine, poți, treaba ta, să respingi părțile din tine, trebuie să le accepti, să le înțelegi că doar așa intensitatea acelei energii va scădea până când va dispărea, că în momentul în care țipi la ele și le împingi, nu o să faci mare lucru, dar poți să încerci, sau poate merge, nu știu.
Bun, ce ne mai spune nodul nord? Step out of your comfort zone. Ieși din zona de confort. Păi n-ai cum să faci lucrurile altfel decât să ieși din zona de confort și să stai să privești ceea ce este în interiorul tău, fără să judeci, aș zice eu. Privește-ți durerea, privește-ți fricile, privește furia, privește ce este acolo, recunoaște-le, da, ok, sunt ale tale, poate nu sunt ale tale, poate te-ai oferit, așa cum am spus, să cari tu în spatele tău pentru a transforma furie și suferință și toate nebuniile de pe neamul tău, că te-ai gândit tu că ești mai șmecher decât ei și poți face lucrul acesta și te-ai gândit foarte bine pentru că îl poți face, dar a venit momentul să și faci ceea ce ți-ai propus. Și să mergem mai departe, don't let pride get in your way, nu lăsa mândria să-ți stea în cale, aici vorbim de ego, nu neapărat de mândrie. Fiecare e bine să vadă care este pietricica din pantoful său, ce anume te împiedică să mergi mai departe, ce anume te împiedică să lași această povară din spate. Poate îți servește, poate încă îți mai servește, poate mai ai ceva de săpat. Încă un strat și încă un strat, nu știu, fiecare știe pentru sine. Și haideți să mergem cumva mai departe, pentru că tot ne-a întrebat ce anume avem de eliberat și o să-l întrebăm pe Simbolon la rândul nostru și să vedem ce anume scoate el din subconștientul colectiv de data aceasta, pentru că știți foarte bine, dar este o citire colectivă, nu este o citire personală. Haideți să vedem la nivel colectiv ce anume este în subconștientul nostru și ar trebui să rezolvăm the devil. Ia câtă a energia diavolului, da, care vorbește despre teme, vorbește despre frici, vorbește despre relații karmice și contracte pe care le avem probabil cu alte suflete sau alte entități, de ce nu. Mare v-ar fi mirarea probabil unora dintre voi să aflați ce plutește prin câmpul vostru energetic, dincolo de programele și subprogramele create în această viață sau moștenite pe calea ancestrală. Să observați, da, care sunt cordoanele energetice, care sunt implanturile energetice din câmpul vostru energetic, așa cum am spus, pentru că s-ar putea să fie niște surprize acolo. Elemente, da, frânturi de energie, implanturi energetice și alte nebunii care să vă influențeze inclusiv la nivel mental. Să ne influențeze, uite că e colectivă treaba și sunt și eu băgată la mijloc. Așa că e bine să vă faceți o astfel de scanare și să vedeți ce se află acolo și să lucrați pe acele lucruri. Bun, și avem călătorul rănit, ce ne mai spune, ne spune să ne dăm voie să spunem au mă doare, au buba. Îl vedem pe acest călător cu piciorul rupt, care în continuare el merge, da? Nu contează că are buba la picior, nu contează că îl doare și a pus un băț acolo, s-a bandajat și merge mai departe. Dar cartea zice în felul următor: în momentul în care ai buba acolo, te doare ceva, da? Oprește-te, vindecă, pentru că n-ai să poți merge foarte mult așa, n-ai să ajungi la destinație așa. Dă-ți voie să ții, da? Atunci când iese vreo durere la suprafață, dă-ți voie să spui ceea ce simți. Pentru că, da, știu, societatea ne-a învățat să ne reprimăm emoțiile, să nu ne spunem nevoile, să nu ne le exprimăm, pentru că nu interesează pe nimeni. Ar fi cazul să ne intereseze pe noi de lucrul acesta și cel puțin să învățăm să le exprimăm. Ia cătă și soldatul, furia. Foarte multă furie avem în această energie colectivă și pentru că această furie este în noi, s-ar putea să facem niște victime în jurul nostru care nu au absolut nicio legătură cu furia noastră. Da, vedem leșurile acestea, morții din spatele lui. I-a omorât, i-a căsăpit. De ce? Pentru că așa a simțit el, pentru că furia este în interiorul lui și iese la suprafață. De fiecare dată când este așa atins butonul, este zgândărit. Impulsivitate, avem tendința de a fi impulsiv și de a răni, da? Persoane din jurul nostru care nu au nicio legătură cu rănile noastre interioare. Ia să vedem ce ne mai zice Simbolon. Ce ne mai spune Simbolon cu cartea aceasta a familiei fericite, da? Ea arată foarte frumos cartea, mai puțin mesajul, pentru că zice în felul următor: mulți dintre noi ne uităm așa la fericirea celor din jur și trăim prin prisma fericirii celorlalți în loc să facem ceva să fim noi în acest tablou al familiei fericite. Ideea de bază este că nu trăim propria noastră viață
ce prin prisma altor persoane. Da? Și a venit momentul să lăsăm lucrul acesta deoparte și să facem ceva pentru noi, să ne dăm voie să trăim. Bun, haideți să vedem și de aici, dacă tot suntem pe partea aceasta, și să vedem care este cea mai activă rană sufletească la nivelul nostru colectiv. Și avem rana de respingere, ne spune luna plină în Scorpion. Haideți să vedem ce exercițiu are și pe spate. Astăzi, când cineva mă privește în ochi sau mă examinează cu atenție, decis să îndrăznesc să-l privesc fără să am dorința de a fugi. Dacă pentru moment sunt incapabil să trec la acțiune, îmi dau dreptul să-mi fie frică să fiu văzut cu adevărat pentru moment. Rămân în contact cu faptul că într-o zi voi putea să mă privesc cu ochii sufletului. E, ia uite cât de frumos, și mă roagă să mai vedem încă o lamelă. Bun, se pare că avem de două respingere și rana de abandon. Deci, clar, avem două răni care pulsează așa în câmpul nostru colectiv și e bine să avem grijă de ele. Haideți să vedem și pe a doua lamelă de respingere astăzi. Decid să cer unui cunoscut să-mi spună două împrejurări în care acesta a remarcat că sunt în negare, respectiv că nu văd realitatea așa cum este ea. Dacă îmi este dificil să accept ceea ce mi se spune, realizez că ego-ul meu, crezând că mă ajută, mă influențează să cred că negarea este cea mai bună modalitate de a mă proteja. Ego-ul meu nu știe că sunt o persoană puternică și capabilă de a se proteja. Iar pe rana de abandon avem astfel. Astăzi decid să fiu atentă la tendința mea de a dramatiza o situație. După ce am conștientizat, mă accept, știind că este percepția ego-ului meu care a luat conducerea. Sunt capabilă să râd de mine observând această reacție exagerată. Dacă sunt incapabil să râd, îmi dau dreptul de a fi teatral, întrucât pentru moment cred că astfel îmi voi primi mai multă atenție. Bun, o dăm cu abandonul, o dăm cu respingerea. Important este fiecare să se uite în interiorul său și să vadă cu care din cele două a rezonat. De cele mai multe ori ele sunt interconectate, merg mână în mână, așa ca la grădiniță. Haideți să vedem și de aici ce mesaje vrea să ne mai trimită. Ia să vedem. Și avem în felul următor, iată, de plexul solar și șasele acesta de monede, giving and receiving. Și aici plexul solar vorbește despre puterea noastră personală, despre felul în care ne vedem și ne percepem noi pe noi. Clar, aici este de lucrat pe imaginea noastră, pe ceea ce ne spunem noi despre noi, povestea pe care o rulăm în mintea noastră despre propria persoană, pentru că, la urma urmii, ceea ce spunem despre noi, aia manifestăm în exteriorul nostru. Ce ne invită șasele acesta de monede este să învățăm să oferim și să primim. Că de oferit, mulți dintre noi știu să ofere, bine, de dedesubturile acestui oferit se află alte mecanisme, alte strategii, dar nu intrăm în discuție acum. Unde intervine problema, de cele mai multe ori intervine la faza de primire. Nu știm să primim niște lucruri, de cele mai multe ori pentru că noi considerăm că nu merităm acele treburi. Așa că, din nou, e bine să lucrăm cu noi. Iată-te, și chakra inimii, ca să fie foarte clară situația, avem de lucrat pe chakra inimii și pe chakra plexului solar. Să învățăm să ne iubim, să învățăm să ne acceptăm, că de acolo pleacă iubirea, și să învățăm să avem din nou încredere în noi, în forța noastră personală, mamă ce-au sărit. Și ne mai dă, bineînțeles, și chakra numărul 1, chakra rădăcină, asta care are legătură cu zona de confort, că tot ne-a zis să ieșim din zona de confort. Teama de schimbare, teama de a ieși, da, din zona aceasta pe care noi am construit-o prin mecanismele noastre de supraviețuire și așa mai departe. De aici ne este greu să ne rupem, pentru că suntem convinși, ne-am creat această credință că dacă părăsim pătrățelul ăsta o să picăm în hău cine știe pe unde. Ei, de asta este nevoie să lucrăm și pe plexul solar, să înțelegem că pătrățica aia nu este singurul lucru, loc, nu lucru, unde putem supraviețui. Și ce mai avem noi aici? Iată, avem win or lose, se numește cinciul de săbii, a pierde sau a câștiga, un război de ăsta mental, este în centrul citirii noastre colective. Cinciul de săbii vorbește despre
modele negative de gândire, vorbește despre vâj-vâjul acela mental pe care îl avem în mintea noastră. Și iată cât de frumos vine următoarea carte, se numește Manifest, manifestarea este magicianul. Și ne zice foarte clar luna plină în Scorpion, eclipsa de lună plină în Scorpion, alo, gara, ceva de genul acesta, ia atenție la ce gânduri rulează în mintea voastră acolo, pentru că din aceste gânduri, din acest spațiu mental, voi manifestați. Așa că de noi depinde, avem aici de lucrat. Am eu o vorbă, dar nu o pot să zic aici pe canal, tătătă Maria ta, tătătă, popletați voi acolo ce vreți. Da, avem de lucrat pe cei trei centri energetici deocamdată, oricum, așa cum am spus și cu rănile emoționale, ei sunt interconectați, dacă unul este în dezechilibru, că este subactiv sau hiperactiv, nu contează, îi dereglează și pe ceilalți. Bun, și ne spune în felul următor să nu renunțăm, pentru că mai avem puțin, dar chestia asta nu se termină din punctul meu de vedere niciodată cu vindecarea, cu descoperirea de sine și nu știu ce, dar drumul devine din ce în ce mai lin. Și ne zice foarte clar, stai, oprește-te, odihnește-te, pune-te cumva în ordine cu tine, acceptă-te și dă-ți voie să mergi mai departe, regăsește forța aceea în tine și mergi mai departe, pentru că dincolo de peisajul acesta arid, de muntele acesta stâncos, vedem clar, este, cerul este senin, este iarba asta verde acolo, este natură, este ceea ce ne dorim cu adevărat. Ne zice clar să nu renunțăm, da? Să mai facem acei pași necesari pentru a ajunge să vedem acea frumusețe pe care o căutăm. Ia uite-ne pe noi, da? Cu sinele nostru, 4 de săbi, just breathe, ne zice. Să ne dăm voie să respirăm, să stăm față în față cu sinele nostru, în meditație, în contemplare, în ce vreți voi, în ce vrem noi, doar să stăm față în față cu noi. Ne trimite cumva la acest moment de repaus, la acest moment de introspecție, pentru a vedea ce este acolo, pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi. Poate nu știm de fiecare dată de ce se întâmplă ce se întâmplă, că nu ai de unde să știi. Da? Foarte multe lucruri, de unde provin, că sale tale, că nu sale tale și așa mai departe, dar măcar stai acolo și dă-ți voie să simți, să trăiești tot ce este la suprafață și continuă să rămâi cu tine până când această energie, până când forța acestei energii, da, începe să se diminueze. Că n-are cum să stea, totul este sinusoidal, n-are cum să rămână doar acolo în punctul acela maxim. Și haideți să vedem ce ne mai spune. Ia uite ce ne spune. Să lăsăm lumina din noi să țâșnească. Este arcana soarelui, shine. Dar să lăsăm această lumină, cum ne-a spus de fapt și la mela divinității, să strălucească, să redescoperim această esență divină din noi și să nu ne fie teamă. Da? Să nu ne fie teamă că de puterea noastră, că la urma urmei de multe ori ne este teamă. Ok, și dacă eu am să descoper cât de șmecheri și cât de puternici sunt, atunci ce? Atunci nu o să mai am nevoie de oameni lângă mine, atunci nu o să mai fie nu știu ce, atunci nu o să mai, nu știu, habar n-am cum o să fie când o să descoperim noi lucrurile acestea, dar se pare că divinitatea ne, și divinul din noi, la urma urmei, dar ne invită să facem acest pas în necunoscut. Și să mergem noi și mai departe, hai să vedem și de aici ce mesaje vrea să ne mai transmită, oi, una după alta, mamă. Bun. Și ne spune în felul următor, Oath se numește această carte și vorbește despre a promite, a ține promisiunile. Întotdeauna să faci o promisiune în momentul în care ești 150% sigur că poți îndeplini acel lucru. Dar în primul rând ai grijă ce-ți promiți tu ție, ai grijă ce jurăminte, pentru că o promisiune este un jurământ, ai grijă ce jurăminte faci tu față de tine, ce jurăminte faci față de ceilalți, pentru că aceste jurăminte rămân în câmpul tău energetic, creează acele cordoane energetice, după care, bineînțeles, vei merge cu ele prin viață, gândește-te că ai venit cu jurăminte și din alte existențe și te vor influența. Mare atenție, mare! Ce ne mai zice? Wishing, iacătă. A ne pune niște dorințe. E bine să avem depus dorințe acolo. Nu știu dacă neapărat ne ducem noi la fântână să aruncăm cu bani. Asta depinde de fiecare. Dar e bine să ne dorim, da, acele lucruri care sunt pentru binele nostru suprem. Că de multe ori cu mintea rațională avem noi așa niște gânduri, avem niște dorințe care
s-ar putea să nu coincidă cu ceea ce este mai bine pentru noi. De asta este recomandat din partea spiritului în momentul în care îți dorești nu știu ce, lasă-l, lasă sinele tău superior să aleagă ce este mai bine pentru tine. Aici vine cumva în contradicție cu legea atracției, nu avem timp să discutăm detaliile acestea, dar cei care știu despre ce e vorba au înțeles. Bun, și iată-te fragmentarea, da? Fragmentarea apare în momentul în care suferim anumite traume și traume profunde. Sufletul, da, părți din noi se fragmentează și rămân frozen in time, așa cum le zicem noi, înghețate în timp, timpul nu există, iar nu intrăm în discuții și nu aprofundăm subiectul. Dar există aceste bucăți din noi care sunt acolo, undeva, de dragul discuției, zic, înghețate în timp. Există tehnici care aduc aceste bucăți înapoi în ființa ta. Sunt cât se poate de pe bune lucrurile acestea, interesați-vă și vedeți cum face să vă aduceți toate bucățile la un loc. Și iată și cartea diferențelor ne spune aici și ne învață cu această carte spiritul să acceptăm diferențele, să înțelegem în primul rând diferențele între noi și ceilalți. Aici un paradox foarte simpatic din partea Universului, suntem toți la fel, suntem toți unul și totuși diferiți. Este o chestie pe care, cel puțin în această dimensiune, este impetuos necesar să o înțelegem, că fiecare este în felul lui, fiecare este pe harta lui, fiecare este exact așa cum este, pentru că fiecare trăiește propria lui realitate la urma urmei și totuși, în același timp, suntem dintr-o singură esență. Da, și aici ne dă exemple, o pisică e albă, una neagră, dar la urma urmei ambele sunt feline. Avem un măr și o portocală, un citrică și o nu știu ce, dar ambele sunt fructe. E bine să nu facem acele judecăți pe baza diferențelor de cutare, cutare, cutare și cutare. Și să mergem și la Osho. Hai să nu-l lăsăm pe Osho aici să stea singurel și să vedem ce ne învață, ce ne îndrumă, iată-te, armonia. Armonia se numește, este 10-le de cupe, fericirea supremă, dar ia uite de unde vine armonia. Este acest heart-mind coherence, da? Este această aliniere între suflet, între inimă și minte. În momentul în care vom aduce această unitate, uniune, mai bine spus, între sufletul nostru, inima noastră și mintea noastră, între ceea ce simțim și ceea ce gândim să fie a perfect alignment, atunci, o aliniere perfectă, atunci vom trăi starea aceasta de încântare, de mulțumire, de beatitudine. Și vedem și această încetinire, se numește cartea, care ne spune în felul următor că fiecare merge în ritmul lui. Dar nu contează cât de repede te ajungi tu la linia de sosire, dacă o fi vreo linie de sosire acolo. Nu contează, important este să nu te oprești. Ritmul tău chiar nu contează și e bine să înțelegem lucrul acesta, fiecare merge în ritmul său și iată-te integrarea. Da, integrarea părților, acelor părți din noi care, așa cum am văzut mai devreme, au fost fragmentate. Integrarea fricilor noastre, integrarea umbrelor noastre pe care încercăm să le îndepărtăm cât mai mult, să le dăm cu piciorul crezând că ele vor dispărea undeva, n-au cum, că sunt ale noastre, fac parte din esența noastră. Și mergem mai departe și ne spune luciditatea. Să vedem dincolo de vălul iluziei, să vedem dincolo de vălul acesta al temerilor, fricilor și programelor limitative în care ne scăldăm mulți dintre noi. Ni se dă ocazia în această energie pe care eclipsa de lună plină în Scorpion ne oferă să vedem lucrurile foarte clar. Oricum, vălul acesta între ceea ce noi numim realitate și restul existenței este foarte subțire în această perioadă. Vom vedea unii dintre noi lucruri foarte clar din noi, din subconștientul nostru, dar chiar și în jurul nostru vom vedea niște treburi. Că o să ne placă, că nu o să ne placă. Important este să le observăm fără a le judeca pentru a înțelege niște lucruri importante pentru noi. Da, bineînțeles, poftim vindecarea, da, și iată-te desăvârșirea. Cât de frumoasă, importantă, deloc ușoară este această perioadă de vindecare a sufletului nostru, la sufletului nostru, a esenței noastre, că sufletul săracu n-are nimic, e așa cum trebuie, da? Și să ajungem la încheierea unui capitol de evoluție a noastră și să mergem mai departe. Aceasta este cartea lumii, da? Să găsim acea ultimă bucată de puzzle, completăm tabloul și începem un puzzle nou. Ce să mai facem? Uite și din astea micuțe și am să scot și câteva
bilețele, mi se spune. Ia să vedem ce vrea să ne mai spună și de aici. Ne spune move your ass, să ne mișcăm, să devenim activi, da? Să facem exerciții ușoare, yoga, tai chi, pilates, chestii de genul acesta, să ne mișcăm trupul fizic. Este nevoie de, să facem lucrul acesta pentru că transformăm niște energii în momentul în care ne mișcăm. Abundance, ia cătă abundența, și ne-a spus luna nouă în săgetător că norocul este de partea noastră. Ne spune în felul următor, că pentru unii dintre noi vor veni niște vești foarte bune care vor aduce abundența în viața noastră, și abundența vine sub foarte multe forme, nu numai bani. Balance, ia cătă echilibru, și ne zice în felul următor, mamă ce mă enervează, că a venit momentul să găsim echilibrul în viața noastră. Uite și întrebare întrebătoare din partea spiritului, what is most important to you? Ce este cel mai important pentru tine în această viață? Da, fi a dracului de sincer. Ce este cel mai important pentru tine? Și nu începeți cu de la vecina de la trei, bunica, cățelul, copii, sunt viața mea, eu pentru ei trăiesc. Floș, dacă tot declar lucrul acesta că mă ia din călcâie, trăiește. Că oameni care declară lucrul ăsta nici măcar nu trăiesc și o fac acolo să suie pe cruce, dam pururea. În fine, gata, mi-a trecut din călcâie, dar așa mă ia pe mine. Ce este cel mai important pentru tine? Da? Scrie acolo pe hârtie, declară sus și tare, dacă vrei tu singur în cameră sau pe stradă, nu contează, dar du-te în esența ființei tale și vezi ce este cel mai important pentru tine. Da? Pentru unii poate să fie, nu știu, libertatea, siguranța, iubirea, așa cum înțelege fiecare și mai departe. Și haideți să mai vedem încă un mesaj de aici, protection, ia către protecție, așa am văzut acolo îngerul păzitor. Și ne spune, nu suntem singuri, da? Sunt ființe angelice și ghizii noștri care sunt tot timpul alături de noi și le mulțumim pentru lucrul acesta. Și haideți să vedem și din cea unică mititică de prăjitorică ce mesaje vor să vină pentru noi. Ia să vedem ce avem noi aici. Eliberare. Păi, eliberare, că despre asta vorbim, despre asta este... acum, în zilele acestea, cu energia minunată care se află întoarcere. Păi să ne întoarcem la esența noastră, să ne întoarcem la cine suntem noi cu adevărat, fiecare în ritmul său, repet, nu este o cursă, nu este o linie de finish la urma urmii, și să nu judecăm lucrul acesta. Împlinire sufletească. Păi da, dacă ne dăm voie să ne întoarcem la noi și să fim a dracu de sinceri cu noi, cu durerile noastre, cu așteptările, nevoile și așa mai departe, o să ajungem la împlinirea sufletească. Am văzut 10-le de cupe acolo, cartea armoniei. Și să fie cu iubire, Doamne ajută, inshallah, so mote it be, să fie cu iubire, în primul rând, iubire față de propria persoană, care nu poate apărea fără starea de acceptare, așa cum suntem noi. Am și frigi, am și daia, pă, le accept, pă, sunt ale mele, că nu o să le vând la legătură în piață, că dacă ar fi așa, ar fi bine, dar nu mere. În primul rând trebuie să le acceptăm, după care să ne dăm voie să ne fie drag de noi, așa cum suntem. Bun, dragii mei, acestea au fost mesajele pe care eclipsa de lună plină în Scorpion a vrut să ni le aducă, teme de casă ne-a dat să ne fie de folos acolo și fiecare să le facă așa cum vrea și așa cum am zis, în propriul său ritm. Dragii mei, dacă v-au plăcut mesajele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like și de distribuire a acestui videoclip. Astfel ajută și canalul meu de YouTube și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Nu uitați comenturile în secțiunea de coment, că și le aștept cu mare drag. Și până data viitoare, dragii mei, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.